Moarte învăluită de mister. Un tânăr de 34 de ani a fost găsit înnecat în Iaz. Despre caz, poliția din Edineț a fost alertată în dimineața de 4 mai de către un locuitor al satului Brătușenii Vechi. Acesta a declarat că a depistat cadavrul unui tânăr într-un bazin acvatic din localitate. La fața locului s-au deplasat oamenii legii împreună cu medicul legist. După examinare, ultimul a ajuns la concluzia că pe suprafața corpului victimei nu există semne de moarte violentă. Urmează ca în urma efectuării expertizei medico-legale să fie stabilită cauza exactă a decesului tânărului de 34 de ani. Poliția a pornit o anchetă.